Papa Francisc, în vârstă de 86 de ani, va fi operat de urgență pentru un risc de obstrucție intestinală, a anunțat Vaticanul. Intervenția chirurgicală, devenită necesară din cauza agravării simptomelor prezentate de papă, potrivit echipei sale medicale, va duce la câteva zile de spitalizare, a precizat directorul biroului de presă al Sfântului Scaun. Papa Francisc a fost supus unui control la același spital, iar liderul Bisericii Catolice a petrecut mai multe zile în spital în luna martie, în urma unei infecții respiratorii. El s-a aflat miercuri dimineață în piața Sfântului Petru pentru audiența sa generală săptămânală. Papa Francisc a spus că nu se operează la genunchi pentru că anestezia generală i-a adus efecte secundare neplăcute. Papa, care a marcat în martie cea de-a 10-a aniversare a pontificatului său, folosește adesea un scaun cu rotile sau un baston pentru a merge din cauza unor dureri persistente la genunchi. În iulie 2021 i s-a extirpat o parte din colon în cadrul unei operații menite să rezolve afecțiune intestinală dureroasă numită diverticulită. El a declarat la începutul acestui an că afecțiunea a revenit. Papa a declarat anul trecut că nu a dorit să se opereze la genunchi deoarece anestezia generală pentru operația la colon i-a adus efecte secundare neplăcute, relatează știrile ProTV.ro.